Păi a venit iarna, a venit Crăciunul, au venit sărbătorile. Că au venit sărbătorilor, fraților. Și n-am fost și noi să schiem, n-am văzut zăpada la față. Bine, a nins de câteva ori în București, dar... fals! Și noi în martie ne-am găsit să mergem și noi să vedem zăpada. Acum să vedem dacă o mai găsim. Hai! Hai că mergem fără. Ce faci? Cât de-ai așteptat? Vreo 24 de minute. Am înțeles. Nu încape așa. Îl tăiem pe jumate? Băi, mi-a lăsat ceva acasă, nu la tot. Ai luat tot ce aveai? El e Tony, va fi șoferul nostru și e tovarășul nostru de liceu. Bună seara, domnule! Nu te-am mai văzut de la Revelion? Ce faci, mă, nebunule? Dar ce s-a întâmplat, mă? E plăcuța foarte uzată și se aude un troncănic. Și ajungem în Bulgaria sau? A, păi mergem ca pe schiuri, că la nu e frân. Eu doar stânga-dreapta. Hai că mai ajungem dacă... Se anunță o aventură cu peripeții, ești nebun, trebuie să schimbăm mașina. Acum că s-a dus... Ce s-a dus, mă? Plăcuța de pe disc sau plăcuța de la roată? Gata, am rezolvat, am schimbat mașina și acum plecăm. Bine, nu noi, noi în aceeași mașină, a schimbat-o Andy. Realme GT2, telefonul cu care o să-l experimentăm în mini-vacanța noastră. Carcasa de pe spate e făcută dintr-un polimer bio și gen au redus cu 35% emisiile de carbon. E tare rău de tot. O să vă zic mai multe despre telefon de-a lungul vlogului, o să vedeți. Și am uitat să vă arăt la ce oră plecăm noi în Bulgaria ca să ajungem de vreme și să schiem și noi toată ziua, știți ce zic? Hai la drum acum! Ei, 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 ei! Și bineînțeles că nu se putea altfel decât așa. Ca să înțelegeți că v-am zis că o să fie cu peripeții, am făcut pană în capa și treaba asta. Forță, mai ajungem vreodată, dacă e. Can you help me, please? De cum e pe aici, am mâncat capa și cura voastră. Bă, nici în filmele horror, mă. Bă, nici dacă voiam să filmez ceva horror aici în Bulgaria, nu era așa. Băi, ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem, uitați cât de frumos e. Acum problema e următoarea, check-in-ul se face abia la ora, nici nu știu că nu mers. Și noi acum ca să mergem la schi trebuie să ne schimbăm în mașină. Și uitați ce avem aici, de bun la cap forță. Trece lumea pe lângă noi, nu știu ce se întâmplă, cei cu oamenii ăștia zboschetat, dorm în mașină. Noi râdem, dar să vedem ce facem pe schiurile alea. Dacă am dormit în mașină azi. Bă, dar pe mine mă mai recunoaște cineva așa, mă? Doamne, ăștia, cum să nu ne rupem tot. Doamne, cel mai greu mi-e cu mânuși să umblu la camera și cel mai greu mi-e că nu ne ajută nimeni pe aici, nu e nimeni pe nicăieri. Poate e semn să nu schiem, că ne rupem gâții. Nu mai zice, Teo! Adevărul că nu mai zic nimic, că... Poate facem pană la schiuri. Am emoții, dar nu mai pot, că n-am mai schiat de când aveam 10 ani. Eu atunci schiam bine, dar acum... Gata, iubirea mea că se duce până în vârf și ea n-a schiat niciodată, nu mai zic nimic, că nu mai are rost. Că nu se putea mai rău de atât, am rămas blocați aici. Dar nu vă spărați, porniți și dumneavoastră, hello, help! Gata. Păi e pe comandă vocală de aia, nu mai dă să nimeni comandă. Bețele în față, a plecat pe față, pe TV. Plugul ăsta e plugul, cum vrei să încetinești pustiurile așa și apeși. Tot pe față, mereu stai pe față și cu mâinile puțin în față, da? Ai apeși. Dacă vrei să te duci în dreapta, nu-ți greutatea la piciorul stâng. Tot așa, din plug. What? Bine, da. Faza e bebe, ușurel, gen, nu trebuie să te duci în față mult, că e cam jale dacă te duci în față mult, trebuie să mergi în lateral. Oricum, eu vorbesc, dar eu sunt singurul om care a căzut de pe ăsta, cum l-a luat. Haide, bebe, ești pregătită? Nu. Eu mai stau. Pă, încearcă să faci pe loc aia, gen, să te duci așa stânga-dreapta cu plug ușor, știi ce zic? Triunghi, triunghi, așa, și te lași pe dreptul acum să te întorci. Băi, am făcut cumva. Și uitați unde am ajuns, mâncava și gura voastră, suntem în vârf de munte. Problema acum... Cum ne mai dăm jos noi de aici? Știu, că n-ai făcut-o Cristiană, dar te-ai dus, noroc că nu era abrupt. Nu știu ce să facem și cum facem. Faza e că nici nu pot să filmez tot, că nu sunt așa de profesionist încât să nu-mi folosesc bețele astea. Haide, beb! Of, săraca stă acolo, cred că de 20 de minute. Of, doamne! Poți să pozi, mă? Nu! Vin să te ajut? A, filmam pe altcineva, credeam că ești tu. Stânga de tot sau dreapta de tot să te oprești? Of, Iubirea mea a renunțat la schiuri și se dă în fund. Îți place? Așa? Așa trebuie să faci de prima dată, da? Și până să vă povestesc aventura noastră nebună de la schi, că n-am apucat să filmez prea mult. S-a crizat cam mult cineva. Hai să vă arăt, uite ce tare e camera aici. Bun, bine, să nu zicem că ne-au cerut dublu când am ajuns aici, că vezi, doamne, noi am făcut rezervare pentru 2. De fapt eram 4, dar e același apartament, nu înțeleg cum tarifează ei. Ia, deci asta este sufrageria cu un televizor foarte smart. E mai smart decât mine. Uite ce bucătărie tare, dar cam mică. A, e doar chiuvetă? Dar ce gătești la chiuvetă, mă întreb eu? Și acum avem 2 dormitoare. Păi că nu e rău, arată un pic royalty așa. Hai că arată royalty, dacă e. Cum arăt eu, să știți că nu-ți dă pe stradă, dar am fost și eu la schi. Nu m-a mai interesat cum arăt, ești nebun la cap. M-am dus să nu-mi fie frig și ce crezi? M-am îmbrăcat atât de gros încât îmi era cald. S-a terminat pasta, am pus-o că cad ăștia de pe mine, mâncați aici gura ta, era să rămân cu rugul acolo pe pârtie. Căciula nu mai vorbim. Avem și spa în hotelul ăsta, vi-l arăt un pic mai târziu, e și maker. Aici este un fel de cinema, dacă vedeți, e mare gen și... Și aici avem baia, care este simpluță, dar este tot ce avem nevoie, nu ne trebuie altceva. Și ăsta e al doilea dormitor, care are un ăsta mai mișto. Bă, e ok. Vă place, mă, apartamentul? Forță. Zi. Stai, da. A, da, mă, că așa se zice la bulgari. Da și nu. Hai că ne înțelegem bine cu ei dacă da. E. Hello, are you stupid? No, a, mai e o baie aici. A, dar n-are duș, n-are doar de hau. Facem baie. Facem baie în ăsta. Te bagi și știi ce zic? Că nu ne trebuie altceva. Sunteți pregătiți de ceva? Ia fi atent, Tony. Nu pot să cred. Tu te vezi? Bebe, nu cred că ești pregătită de ceva. Ești mai frumos om. Da. Mamă, mâncați aici cura ta. Ferească. Deci am părul lipit efectiv de cap. Ce zici de asta? Mamă, sunt un rău de tot, frate. Băi, m-am zis să mă uit singur, să nu mai vadă nimic. Eu dacă îl ciufulesc își revine că e ca înșel. Mamă, și mai rău am făcut. Așa, m-am pus aici schematic ca să nu se vadă părul că e jale. Băi, am testat telefonul ăsta azi cu poze și cu filmări și o să-l mai testez și mâine, dar eu sunt plăcut surprins de el. Cum se mișcă, cum bateria m-a dat peste cap, pentru că eu l-am încărcat ieri la ora 3, 4 după amiază așa. Yeah. Și i-a zis, am stat pe el, vi l-am mai arătat, vi l-am mai alea, avea 100 atunci. Acum a doua zi, 6 jumate, are 86%. Și s-a și încărcat foarte repede, gen. Camera are 50 de megapixele, deci de-aia se văd așa bine ce pozele și filmările și așa, ce vezi? Că gen a făcut față super bine la frig. Ah, da, dar asta nu mai zicem, că erau minus 75 de grade acolo sus. N-a vrut nimic. Display-ul, din câte am înțeles, e AMOLED, adică se vede brightness-ul și contrastul puțin mai mișto decât un telefon normal și are și 120 de Hz, se mișcă foarte, foarte rapid. Bam, 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 care la jocuri te avantajează și îți place, bă, când e fluiditatea asta mai mișto așa. Și că tot vorbim de gaming, are și un procesor Snapdragon de ultima generație, GT2 3, care cred că rupe. Testăm imediat un joc să vedem cum se mișcă și cum astea. Camera are și ultima generație de senzor de la Sony, mă, de-aia focaliza repede și ce ai, mă, ești nebun, șmecher. Și are și niște boxe dual stereo, ia să vedem cum s-aude. S-aude bine, frate. Aventura, strigați! Ura! Haide, bebe, la aventură! Dacă cad acum, am mâncat gura voastră cu asta în mână, s-a terminat tot. Hai, păsărică! Nu știu dacă o filmez, că nu pot să mă uit. Hai că poți! Haide, așa, așa. Vezi, aici e mult mai ok. Da, da, o să vină și mai abrupt un pic, să știi. Dar nu e extrem de abrupt aici. Poți, mă? Am luat-o și pe asta ușoară, că a rămas să vă povestim cum a fost aseară, frate, la schi. Ești nebun la cap? Am plâns, dar rup. Deci ne-am dus până sus de tot acolo, frate. Și am încercat toată, am zis, bebe, dacă e ceva, te arunci pe spate. Te ducea pe spate, mâncați aici gura ta. Deci cred că de vreo 5-6 ori s-au dus pe spate. Ești nebun la cap, era fleașcă toată. Și la un moment dat a zis că, băi, bebe, eu nu mai vreau, că eu cad și nu mai vreau să cad. Și am stat, cred că vreo 15 minute pe pârtie acolo, n-am făcut nimic. Până la urmă s-a dat pe fund, până jos. Și după aia ce credeți, mă? Până la urmă voiam să coborâm, gen, că nu se descurca deloc, știți? Am coborât până undeva, după aia trebuia să urcăm până în altă parte. Hai, bebe, poți? Îți place aici? Așa, și după ce am urcat acolo, ce credeți, mă? Era mare pârtie, abrupt. Și am urcat pe jos, cred că vreo 3 sau 400 de metri în ceva abrupt. Și am leșinat, am obosit maxim, ești nebun la cap. Și cam așa a fost seara noastră. Până la urmă am ajuns, mulțumim lui Dumnezeu. Dar eram înghețați, eram bine. Eu nu, cam geaca asta, mâncați aici gura ta. Și geaca asta, cred că rezist cu ea și în Laponia. Hai, tare, tare, tare. Hai. Ia uite-i pe ai mei, mă, să țin de mână când schiază, mâncaleași gura lor, ia uite-i. Ăștia puteam fi noi, dar țin camera în mână. Ăștia puteam fi noi, dar tu ești vlogger. Ce faci, mă, iubire? Dar mai cum să mă ridic? Ba da, vin eu acum. Păi mai pot să-mi mișc picioarele. Pup așa. Așa. Mulțumesc. Ia să te văd aici la mai abrupt. Și pe stângul, bravo, dreptul, bravo, stângul, bravo, dreptul, bravo, iubire, bravo, stai, stângul acum, așa, așa, bravo, 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 ai văzut că poți? Hai, pustric, așa, dreptul acum, bravo, stângul, bravo, ia vezi că am învățat să facă Cristiane, nu-mi vine să cred. Ia uite, ia mă, ia, am învățat sau nu? Așa. Opa, opa, opa. Te-ai urcat pe munte, bebe. Așa. Salutare, prieteni. Am lăsat-o un pic singură. Forță. Poți să te ridici? Bravo. Dreapta, stânga acum. Stânga. A căzut. Nu mai pot. Cum a fost? Foarte mișto. Ți-a plăcut? Da. Și acum că v-am promis că o să-l testez și pe gaming, ei bine, l-am testat și se mișcă incredibil de fluid și de bine. Se vede calitatea procesorului și se simt și acei 120 de Hz de pe ecran. Puteți să vă jucați orice joc existent acum pe mobil la rezoluție maximă și să n-aveți absolut nicio problemă legată de FPS. Aveți chiar și o opțiune de a deschide jocurile mai repede în caz că nu aveți răbdare la loading screen-uri și la etc. În concluzie, telefonul ăsta chiar m-a surprins foarte plăcut, atât pe gaming cât și pe navigare. În special pe calitatea foto și video, pentru că v-am arătat-o și ați văzut-o cu toții și până la urmă ne interesează foarte mult chestia asta. Se simt acei 120 de Hz foarte mișto. De asemenea, mă uimește și faptul că bateria la un telefon atât de performant ține atât de mult, se încarcă atât de rapid. Deci eu nu am mai văzut așa ceva la niciun telefon pe care l-am mai avut până în momentul de față. Realme GT2 va ieși undeva la prețul de 2700 doiul simplu și GT2 Pro la 3800 și îl găsiți în 3 variante de culori. Pe alb, pe care l-am și eu, un fel de kaki și negru mat. Veți, cam asta a fost și vlogul, frate, sper că v-a plăcut, sper că m-a lăsat bățel. Mulțumim din suflet sponsorului din acest videoclip și anume Realme. Vă pup și ne vedem la următoarele videouri și/live-uri. Aveți grijă de voi!